Bună ziua! Sunt Angela Elisabeta Elena, profesor psihopedagog la grădinița specială din cadrul Școlii Gimnaziale Speciale Constantin Păunescu. În unitatea noastră sunt școlarizați copii cu deficiențe mentale, ușoare, severe, profunde și asociate. Activitatea online a școlii noastre se desfășoară pe platforma G Suite. Fiecare cadru didactic, dar și fiecare școlar, are un cont personal pentru a facilita activitatea didactică pe această platformă. Logarea pe platformă se realizează în mod tradițional prin conectarea pe pagina de Google folosind datele de logare personal. După logarea pe platforma G Suite, se vor accesa aplicațiile necesare pentru desfășurarea activității în mod sincron sau asincron. Pentru modul sincron, se va folosi aplicația Meet, iar pentru activitatea didactică în mod asincron, se va folosi aplicația Classroom. De menționat este faptul că fiecare cadru didactic a creat în aplicația Classroom disciplinele predate la clasă. Astfel, activitatea realizată în mod sincron se poate iniția mai ușor prin accesarea linkului regăsit în pagina de pornire a fiecărei discipline. Pentru demararea în bune condiții a activității didactice în mod sincron. Pentru atingerea obiectivelor propuse, cadrul didactic va colabora cu părintele, tutorele sau reprezentantul legal al școlarului. În acest sens, se va încerca utilizarea unui laptop sau unui PC cu o cameră atașată pentru ca informația să fie percepută cât mai real de către școlar. În area curriculară terapii specifice, în disciplina terapii și programe de intervenție pentru realizarea activității terapeutice cu caracter general, părintele, tutorele sau reprezentantul legal va așeza în spatele laptopului la o înălțime optimă o oglindă pentru ca școlarul să se poată oglindi și în același timp vedea cadrul didactic. În acest caz, imitarea se va realiza într-un mod cât mai apropiat de ambientul din cabinetul logopedic din școală. De asemenea, tot cu ajutorul părintelui, se vor pregăti diverse materiale concrete comunicate cu cel puțin 24 de ore înainte de ora propriu-zisă. Toate acestea pentru ca obiectivele propuse în lecție să fie atinse în totalitate. Activitatea didactică online propusă astăzi se încadrează în area curriculară terapii specifice. Subiectul lecției este la magazin cu brasca Sisi. Se va pune accent pe exerciții de articulare a consoanei alveolare fricative S. Tipul activității este mixtă. Activitatea se realizează individual cu un elev din clasa 1. Să urmăresc obiectivele. Să emită corect sunetul S poziționând aparatul fonoarticulator, să emită corect sunetul S în silabe directe și indirecte, să recunoască prin denumire obiecte ce au sunetul S ca sunet inițial, să pronunțe cu ajutor cuvinte ce au sunetul S, sunet inițial. Momentul organizatoric presupune amplasarea corectă a device-urilor, atât cel al elevului, cât și cel al profesorului, precum și poziționarea oglinzii logopedice în spatele camerei sau un nivel acceptabil pentru vizualizarea corectă a aparatului fonoarticulator de către elev. Se amintesc regulile de desfășurare a activității didactice sincrone. Captarea atenției se realizează cu ajutorul personajului surpriză, Brasca Sisi. Voi aduce în atenția elevului prin poziționarea corectă în fața camerei a marionetei Brasca Sisi. Activitatea terapeutică cu caracter general se realizează atât prin intermediul aplicațiilor Word, Wall și Flashcard, cât și prin prezentarea sincronă a diferitelor exerciții și jocuri de imitare. Poziționarea limbii, buzelor, în activitatea terapeutică specifică, am propus poziționarea aparatului. Acesta se realizează prin implicarea părintelui pentru acuratețea emiterii sunetului impostat prin imitare reflectată. Totodată, se urmărește imaginea prezentată prin share-uirea ecranului. Astfel se realizează poziționarea buzelor și atințiilor, totodată făcându-se asocierea cu sunetul produs de șarpe.
Se aduce în atenția copilului o prezentare PowerPoint intitulată Rosca Sisi printre stele, unde elevul este solicitat să pronunțe corect silabe directe și silabe inverse, atribuindu-se pentru fiecare reușită o față zâmbitoare. Următorul joc presupune recunoașterea unor obiecte concrete: săpun, semințe, suc, sirop, sare, salată, supă, sită, aflate lângă elev. Sisi merge la cumpărături. Elevul va denumi cu ajutorul profesorului, susținut de către părinte, cuvintele propuse. Totodată, profesorul face asocierea elementelor concrete oferite de părinte cu imagini de dimensiuni potrivite pentru a fi prezentate la nivelul camerei. Sirop, sită, săpun, supă, suc, salată, sare, semințe. Evaluarea activității se realizează printr-un joc didactic Ghicește, care este asociat aplicației Readbook Creator. Această carte interactivă se poate descărca de către părinte atât în format media, cât și fizic prin tipărire. Eu sunt Rosca Sisi. La ce cuvânt mă gândesc eu? Să fie suc? La ce cuvânt mă gândesc? Să fie sare? Activitatea didactică sincronă online se desfășoară pe parcurs a 20 de minute, continuându-se cu activitatea asincronă, prin lucrarea atât a prezentării PowerPoint, cât și a cărții interactive create pentru această activitate. Vă mulțumesc pentru atenție! Sper ca informațiile să fie de folos! O zi bună!